Locuitorii cartierului Slobozia Doamnei din municipiul Orhei au sărbătorit sâmbătă hramul sectorului. Orheienii au avut parte de un concert extraordinar cu participarea artiștilor autohtoni. Oamenii s-au bucurat de evenimentul organizat și au menționat că le-a fost dor de o astfel de sărbătoare. În cadrul ceremoniei, liderul partidului politic Șor, Ilan Șor, le-a promis locuitorilor că de anul viitor va fi alături de ei. La concertul organizat sâmbătă, când a fost marcată sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, pe scenă au evoluat artiștii Valentin Uzun, Gabriel Nebunu, Deana Rotaru și formația Enigma Romilor. Cei prezenți au încins hore și au fredonat melodiile preferate împreună cu îndrăgiții interpreți autohtoni. Oamenii ne-au spus că le-a fost dor de un astfel de concert. N-am văzut așa ceva, numai la noi la Orhei se face așa ceva, frumos. Mulțumim echipului lui Ilan Șor, mulțumim primarul nostru, la toți mulțumim. Cred că toți erau doriți de un asemenea concert. Mulțumim mult. Foarte bine ne distrăm. Extraordinar, interesant, frumos, plăcut. Noi am cuvinte. Cu un mesaj de felicitare pentru locuitorii cartierului Slobozia Doamnei, a venit și primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. Acesta a anunțat într-o intervenție live că începând cu anul viitor va fi alături de orheieni. Eu vreau să vă fericit cu sărbătoarea. Eu vreau să vă doresc multe baftă, sănătate. Orhei, noi suntem o familie mare și puternică. Ura! Iar autoritățile raionale le-au urat oamenilor sănătate și i-au rugat să aibă grijă de ei. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii și până la urmă înger păzitor în casele dumneavoastră. La mulți ani, Slobozia Doamnei! De la sărbătoare nu au lipsit deputații partidului politic Șor, dar și membrii platformei parlamentare pentru Moldova. Noi suntem fericiți, noi suntem bucuroși când îi vedem pe oamenii pe pământ. Și desigur că toți împreună vom continua toate reformele frumoase. La mulți ani, Orhei, la mulți ani, Slobozia Doamnei! Întreaga Moldova se mândrește cu acele proiecte frumoase realizate aici în Orhei. Noi, din partea noastră, vom depune efort maxim ca în Parlament să ajutăm acești oameni buni cu suflet mare să se bucure de cât mai multe proiecte bune. Sărbătoarea a culminat cu un show de focuri de artificii.